Dacă cauți ceva probleme, o să le primești. Te rog? Nu te filmezi. After third, it's a problem? Little bit problem, but not the big problem. Okay, so after 12 o'clock we have to stay safe. Yes. Yes, okay. Aflăm chiar în acest moment, în centrul Bruxellesului, capitală europeană, capitală care până la urmă găzduiește foarte multe instituții importante din Europa, cum ar fi Parlamentul European. În acest material vreau să vă prezint străzile centrale din acest oraș, pentru că ne aflăm la câteva minute de Grand Place, o zonă extrem de turistică de aici. Veți vedea mizeria de pe străzi, foarte mulți oameni în străzi, veți vedea până la urmă cum sunt pavele sărite din pozițiile lor, veți vedea oameni care cerșesc ostentativ, foarte multe probleme până la urmă într-un oraș pe care l-ai considerat foarte sigur, în care ai considerat că autoritățile intervin și fac treaba. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. În ciuda istoriei și arhitecturii sale, Bruxelles s-a degradat de la un an la altul. Dincolo de cartierele de migranți, unde de multe ori poliția nici nu intervine, centrul orașului arată tot mai murdar și tot mai nesigur. Mai bătăuși, ca și la noi. Sunt bătăuși aici? Da, normal. Dacă te pui cu ei, cu drânsea, te ieși în discotecă. E periculos aici? Da, dacă nu, cu femeie, da. Dacă te duci cu o fată frumoasă, e cam un pic, știi? Dacă se e întâmplă pic... chestia asta? Normal, ca și nu știu, eu mă gândeam... Dacă se îmbracă un pic mai așa, mai știi tu, mai sexy, e cam problem pe aici. Da? Da, dacă ești în discotecă și unul te vede... Depinde unde te duci acum, depinde de ce zonă te duci. Te întrebam pentru că în România parcă s-a mai... Dar de unde vii din România? Din București. A, bă, nu era. Eu vin de la Arad. Dacă cauți ceva probleme, o să le primești. Și cu fetele, se iau de fete, am văzut. Da, normal. Nu te deranjezi, că te întreb că nu, sunt curios nu, de... Nu, nu e problemă, nu e niciun problem. Și sunt... Normal. Uite, povestea colegul tău că mai sunt agresiuni, nu? Păi, am zis și eu, tot aia. Dacă te pui cu ei și... Faci pe șmecherul, e bătaie și îți fur banii. Îți fură și banii? Ba, normal, dacă se bătaie. Serios? Dacă le vezi, dacă te uiți pe ei și nu te uiți în ochii ei, știi? Dacă nu le iei așa, se uiți așa. Dar de pe stradă se mai întâmplă să te mai atace? Pe stradă. Dacă te uiți în ochii lui și nu-ți place de tine, să l-o bătaie, dar... În Bruxelles aici, care e capitala Europei? Normal, da? Ce, dacă îi bucure tot același. Într-o filmare cu camera ascunsă, Bogdan, un ospătar din Arad stabilit în Belgia de peste 20 de ani, a dezvăluit situația de aici. Și se vede, totul pare scăpat de sub control. Din păcate, chiar dacă vei vedea oameni ai străzii de toate naționalitățile, mulți dintre ei sunt de etnie romă. Iar eu am mers să stau de vorbă cu ei. E mai bine aici ca la noi la România. Mai bine aici la Bruxelles? Da. În România nu avem pământul, nu avem ajutoare la romi. N-avem absolut nimic, n-avem cu ce să trăim. Și aici ce aveți? Aici avem de toate. Ce aveți? Dați-mi exemplu. Mâncare, bani, uite așa. Din ce vă câștigați existența la Bruxelles? Cu ce? Cu cer și tu? Nu mă spune la bine. Te-am intrat moșul. Te-am dat bămaia. Te-am intrat moșul. Câți români sunteți aici? Cât sunteți? 20. Și nu te-a venit mai bine. Mai bine. Și mai bine. Dar nu e greu așa să dormiți nu pe stradă? E greu, e greu. N-avea să vii, n-avea nimic, de unde să ne luăm dacă n-avea pe stradă? Ce ieșim și noi să ne punem? Cât faceți pe zi? Ce faci? Vă puteți asigura mâncarea din ce strângeți într-o zi? Mâncare. Și vă convine să stați așa?
așa, să vă trăiți viața așa. Așa trăim că a făcut-o Giovanni. Giovanni. Cine? Ne-a pune cu bomba în România. Iohannis? Da, Iohannis ne-a făcut uite așa, că n-avem de muncă, n-avem nimic. De asta ați plecat din țară? Da, am plecat, că nu e nicio condiție, n-avem nici acasă. Murim de foame în țară, să dea Putin cu bomba în România, să moară tot. Doamne ferește să dea. Să dea cu bomba în România, să explodează. Materialul în cauză nu-și propune decât să dezvolui o parte din experiența mea în Bruxelles. A fost un șoc să văd capitala care găzduiește Parlamentul European într-o asemenea stare. Printre mizerie și cerșetori ai să vezi și foarte multe sex shop-uri la fiecare colț de stradă. Am văzut practic o imagine a Occidentului care, sub pretextul toleranței, se degradează tot mai mult de la o zi la alta.